seara și bine v-am găsit în a treia zi de Saga Festival și ultima. Într-adevăr, circulă niște știri destul de nasoale că au murit doi oameni din cauza consumului de droguri. Noi nu am văzut pe nimeni până acum să consume sau care să pară măcar drogat, dar na, nu. Sunt mulți oameni, am înțeles că sunt între 30 și 50 de mii de oameni pe zi vin aici. De data asta am intrat dinspre bulevardul Basarabia, care credeam eu că e intrarea principală, dar nu văd aici tunelul acela drăguț. Dar suntem în capătul din dreapta al arenei, se poate vedea aici. Astăzi fiind ultima zi, probabil nu o să mai fie chiar atât de animat ca zilele trecute, dar rămâne de văzut. Da, acum este și plin de polițiști, tot din cauza evenimentelor nefericite care au avut loc. S-a văzut pe afiș, ne-am luat la The German, care mereu au luat, au avut niște cârnați super buni și nu au dezamăgit niciodată. Și să vedem acum, am înțeles că Otto Classic pe care și l-a luat Alexandre este la fel de bun. M-am luat Curry Burst, îl o să vă zic după aceea cum este. Scena a venit Riton. Hai se vede cealaltă scenă. Scena Spark. Și s-a cam onorat puțin situația. Vreau să mergem să ne luăm niște clătite. Văd și niște fulgere, nu foarte prietenoase. Așa că o să ne mai gândim un pic și o să stăm mai pe lângă stadion aici. Acum cred că s-a mai speriat lumea și de ploaie și de faptul că mâine începe bunca pentru mulți dintre ei, sau nu știu, școala, nu știu cât de seara, dacă stăm, n-am uitat că în vacanță. Cred că e sesiune acum, nu? La Dinner in the Sky unii dansează pe acolo pe sus. Și e destul de norat, nu știu ce se întâmplă dacă începe ploaia. E cam așa se vede de sus, mai ales acum pe nord. Să mergem la intrarea principală, care cred eu totuși că este despre Maior Corabu, că atunci când am intrat despre bulevardul Casarabia n-am avut good vibrations. Good vibrations avem doar aici. Cine începe la 9.40?
pregătit la ora 10, încă n-a plouat, am primit o avertizare meteo de vreme nefavorabilă, inclusiv grindină și vânt puternic. Da, n-am, încă nu s-a manifestat, ca să zic așa. Însă ne-i frică să stă foarte mult pe afară, ca să nu înceapă, să lumea nu e foarte fricoasă, că văd încă foarte mulți. Înăuntru mixează Purple Disco și așteptăm să vină cam în 45 de minute Fed Legrand. A început ploaia, fuge toată lumea de pe teren. Era Saga Festival 2022 de pe Arena Națională. Ploaia s-a mai oprit, așa că în sfârșit putem să ne îndreptăm către o poartă și către casă. Fed Legrand se pregătește să plece, să vină și Salvatore Ganaci curând, dar noi nu-l mai prindem. Nu știu ce să mai zic, pe lângă faptul că sper să ne prindă ploaia,
sper că v-a plăcut și seria asta de vlog-uri de la Saga Festival și nouă ne-a plăcut la Saga Festival și mai vrem. Încercăm să mă ajungem și la alte festivaluri, poate la Antol, să vedem. Și distracție plăcută în continuare, ce pot să zic. Nu uitați să vă abonați, dați click pe clopoțelul de notificări. La revedere! V-a plăcut acest vlog. Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!